îți fac acel piept de jucător. Da, Emil, dar unul dintre asistenți era la 100 de metri. E un cartonaș roșu, eu ți-am spus. E un cartonaș roșu, mâna lui Tudor. Tănase, vină încoace. Tănase simte ceva. Prepeliță. Iată pe Alexa cu tricoul rupt. Păi da, afară pe amândoi. Aia, rupt tricoul, fii atent. Da. Ar fi interesante niște reluări, deși probabil chiar și în aceste condiții ne vom da greu seama. Tudor fluierase fault la portar. L-a dat afară pe Prepeliță și pe Alexa. Putea să scape Alexa un clinch din ăsta fără să iasă el în evidență. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Aici au reproșat rapidiștii această intrare a lui Prepeliță. Da, vine da, Alexa, îl ia de gură. Prepeliță. Dar să știi că a mai dat cineva acolo. A mai dat cineva acolo. E bine că l-a oprit pe Dani Coman. Cu Dani Coman nu-i de glumă. Cei care cunosc lumea fotbalului. A, a dat și Dani Coman cu piciorul. A dat și Dani Coman cu piciorul și a mai dat odată. Uite și pe Rui Duarte care lovește cu pumnul. A stat Tudor, a urmărit, dar n-a văzut chiar tot. Era și greu. Era și greu să vadă de asta. Am impresia că până la urmă... Bine, putea să dea afară câte trei. E greu să le vezi pe toate. Dar să știi că până la urmă, Emil, totul a plecat de la intrarea lui Prepeliță. Rapidiștii au reacționat. Prepeliță l-a lovit pe Dani Coman. Îți dai seama, Dani Coman și lovit. S-a ridicat să-și facă dreptate, ceea ce nu e în regulă. Tensiunea e mare. Frustrările sunt acumulate după meciurile din Europa League. A, dă și Tatu. Fii atent că Tatu a venit nervos acolo și i-a dat una lui Alexa. L-a dat jos pe Alexa. Oricum, să știi că faza asta a fost mai de penalti decât cea de la meciul Steaua Oțelul, când Tudor a dat un penalti Stelei într-o situație oarecum asemănătoare. Coman nu mai poate juca. După intrarea lui Prepeliță, Coman este înlocuit... Meciul nu poate continua fără portar. Da, vine și Pacu să lovească. Uite, Surdu este cel care e împăciuitor și își calmează cu echipierii. Da, Tudor ușor depășit de această situație, drept dificilă. Mai degrabă un arbitru de box.